dacă aveam echipă de fete, o chemam și spuneam, chiar atunci când apăreau chestiile în presă, îi spuneam, te rog frumos să mai rămâi două sezoane, ai dublu de astăzi. Este brand, adică dacă noi nu ne respectăm brandul nostru și nu... Cristina, dacă pleacă pe stradă, acum o opresc 50 de copii până la metrou. Și nu vrem să vedem componenta aceasta, ce aduce un sportiv de genul... Ionuț Lupescu, ieri la meciul de handbal, de la scaunul lui din tribună până afară, a făcut o oră. Uh-huh. O oră, copii, cu poze, cum și dacă îi dau lui Ionuț Lupescu, nu știu, un exemplu, 20.000 de euro, Ionuț Lupescu merită infinit. Și spun, Ionuț, menegeriază tu tot ce înseamnă club pe latura asta, fotbal, viziune, infrastructură și uite, ai o suma X. Care ar fi problema? A, să meargă în Arabia Saudită? Ok, să-l ia saudiții, că-s băieți inteligenți sau japonezii sau... Avem o mare problemă. Noi nu ne dăm seama că sunt foarte puțini bani în sport. Dacă adunăm toți banii din sport și îi punem, reprezintă, nu știu, bordurile dintr-un sector puse în anul acela. Păi, senzația că sunt mulți bani, din puținul ăsta, ok, mulți bani care se risipesc și sunt gestionați în greșit sport? În sport, da, sport din bani publici. Nu, pentru că sportul nu este matematică și eu îmi doresc să câștig titlul la toate sporturile și transferăm, managerii noștri discută, iau baze statistice, se uită, jucător a aruncat de 3 puncte, acesta la handbal e foarte bun. Ajunge în România, se accidentează după două antrenamente, stă 3 luni pe bară. Nu joacă în meciurile importante. Revine după accidentare, este cu totul alt jucător, nu-l regăsește nimeni. După un an, șoc, jaf, la Rapid, la Dinamo, la Steaua, s-a plătit atâta. Ok, eu nu sunt nici, nu văd nici în viitor și nici nu avem o baghetă magică să spunem, nu joacă nici bani, nu joacă nici salariile, joacă în primul rând dorința și... pot să spun că e o chestie și de emulație. Dar de asta zic, nu există bani risipiți în sport. Sportul este nereglementat pe această latură. Spuneți-mi, cine îmi poate reproșa mie că am... Sau, un cel mai bun exemplu, o echipă de la Dinamo, din 89 volei femei, nu a luat titlu. Dar din 89 până în prezent a avut buget. Unde sunt? S-au risipit banii? Eu cred că lumea e supărată pe imaginea asta. Cluburi de fotbal întreținute de primării, din fonduri publice, din localități care au și alte nevoi. Echipele alea se bazează pe niște străini de mâna a treia, care vin și pilotează niște salarii. Să știți că străinii de mâna 1 sunt foarte scumpi. La orice sport, cred că peste 15-20 de mii de euro un străin bun. Și tocmai de aceea vin cu străini de mâna a treia, dacă vin cu străini. Nu știu, nu vreau să vorbesc despre fotbal. Eu vorbesc despre sporturile pe care le gestionăm noi mai mult. Și cu primării, cu care UAT-urile, nu vreau să intervin. Eu vorbesc de ministerele care, de exemplu, Steaua și Dinamo. Atât timp cât la ultimele, să spunem, 10 olimpiade, avionul a fost de olimpiadă, a fost format din sportivi la Steaua și de la Dinamo. Nu văd care ar fi... Dar ne gândim, dacă nu ar mai fi cluburile, cum ar fi? De ce nu încercăm să facem un exercițiu de imaginație? Adică cu tot hate-ul, care, cu toți haterii care vin și spun. Și spunem, de acord, eu sunt de acord. Eu am ce să lucrez și după Dinamo. Adică sunt ofițer de carieră, mă întorc în minister și primesc o altă funcție. Închidem și spune, da, să-ți mergeți la ce cluburi doriți. Steaua, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării nu mai bagă bani. Uh-huh. Cum o să fie sportul românesc? V-ați gândit vreodată? Adică s-a făcut un calcul profesionist, s-a făcut o strategie, s-au făcut, că presupun că în afară, la americani, la francezi, la spanioli, la italieni, s-au bazat pe niște studii, adică au venit cu... Oamenii s-au digitalizat totul și au spus, dacă facem așa, avem riscul ăsta cu marjă de pierdere atâta, dacă facem așa, adică 78% din lotul olimpic al Italiei sunt carabinieri și angajați în ministerele de Guardia Civil și... Adică dacă ei fac asta, de ce ne e rușine nouă să recunoaștem că asta este, unui sportiv trebuie să-i asiguri un viitor, trebuie să-i dai mulți bani pentru că se sacrifică, trebuie atâta cât cheltuim. Chiar vreau să reușim să scoatem un procent cât cheltuie statul român cu sportul. Cred că 0,000. Și nouă ne pare rău de acel 0,000. Adică să avem subiecte pe 0,00, mi se pare că, unu, suntem și înrăiți între noi și cineva ne păcălește. Adică opinia publică este manipulată cu acel 0,000. Când cineva ar trebui să ia, să stea cu pumnul masă, să spună, oameni buni, când o să avem unu sau două cifre, mai putem vorbi de risipă, dar din 0,000 ce facem noi, cum spunea Hagi,
ce facem noi în condițiile actuale, trebuie să ne facem statuie. Și acum am ajuns la vorbele, la vorbele dumnealui și ne mulțumim că ne uităm pe YouTube și vai ce a spus Hagi, like. Dar au trecut atâția ani și nu ne-am vindecat. Ca să avem o imagine și mai, mai clară pe subiectul ăsta de bani, că sigur știi foarte bine. Lumea are impresia asta, domne, să nu mai bage primăriile sau ministerele bani, să vină privații să facă. Sigur ați avut o grămadă de discuții cu privații. Nu vor să vină. Un singur exemplu. Uite, frații Pavel de la Dedeman, cei mai bogați oameni din România. De ce? Unde se opresc discuțiile? De ce oamenii ăștia cu foarte mulți bani nu vor să vină spre sport? Că la prima vedere, sportul e ceva foarte profitabil. Și da și nu. V-am spus, sportul nu este matematică, iar oamenii de afaceri care au făcut greu banii își dau seama că orice echipă ai face, City, poți în 5 ani să nu iei niciun titlu. Poți să pierzi banii instant. Cine este dispus să pierdă sute de milioane de euro pe un pariu? Sportul nu este matematică, repet. Deci eu cu lucrurile acestea și eu când am venit în primul an am spus, gata, l-am transferat pe Y, câștigăm sigur. Și când vedeam că mai venea un alt jucător tinerel de 19 ani și îl depășea pe partea dreaptă și dădea goluri pe lângă el, am spus, n-ai ce să-i faci, avea o zi proastă. Da. Nu vin. Păi credeți că eu nu aș vrea? Deci eu fac și apel public. Și voi, și Gică Hagi. Eu fac apel public. Timp. În momentul în care voi avea din privat 50% din cât am acum buget, nu mai vreau niciun ban de la stat. Rămân cu banii din privat și ne descurcăm. Dar nu vin. Ne-am dus pe toate căile, încercăm să creăm facilități. Nu reușim. Ca să închidem subiectul ăsta cu banii, poți spune ce salariu are David Popovici în momentul ăsta? Avem clauză de confidențialitate. Okay. Și o să fiu pasibil de, dacă, mai ales dacă nu știu dacă ce traseu va avea după Olimpiadă, să nu mă trezesc cu... Întreb doar atât. I-ați propus un salariu mai mare? Nu, am o relație de prietenie cu tatăl dumnealui și cu David. Eu sunt, pe lângă faptul că sunt președinte, sunt și prietenul lor. Ne-am împrietenit pentru că cu un sportiv de așa valoare e bine să fii prieten. Și i-am propus un contract bazat pe performanță. Adică să-și ia singur banii din contract, s-a întors de la un campionat mondial cu două medalii, are o sumă stipulată pe lună. S-a întors fără nicio medalie, are o altă sumă diminuată acolo. Și atunci își va lua singur banii conform performanțelor. Deci chiar contează medaliile de aur care vin acum. Da. Și atunci i-am creat un contract european, ne-am îmbunătățit și noi puțin contractul cadru și este făcut exclusiv pe ce câștigă. Așa va fi și remunerația. Câștigi, primești, nu câștigi, mai încerci. Mai încerci, da. Cum sunteți înainte de Jocurile Olimpice? Cât sportivi are Dinamo calificați? Nu știu, deci aveam 28, dacă nu mă înșel, dar trebuie să vedem situația lui Vlad. 28 din 60, 60 cred. În total. Da, okay. Da, 62, 60, nu știu. Că sunt unele sporturi la care ei au declarat că sunt în rankingul de calificare, dar nu sunt calificați oficial, pentru că se închide rankingul în februarie sau martie. Dar nu mai sunt competiții până atunci, deci putem să-i declarăm, dar nu sunt oficial. Nu știu, Comitetul Olimpic a publicat o cifră, nu știu exact, deci pe acolo, să fac o gafă. Da. Pe 30, da. Câți mai ajung acolo? Cred că noi mai avem între 4 și 6 potențiali. Deci depășim 30. Deci, suntem 5 jumătate de avion, o să le aibă. V-ați făcut și un calcul de medalii? A fost o ședință la Comitetul Olimpic, care fiecare federație și-a asumat medaliile pe care le vor obține. A fost, nu știu exact câte și-au asumat fiecare colectiv tehnic. Nu vreau să... Când au plecat la Jocurile Olimpice, sunt aici loturilor, da, numai... Bine, Ionuț Popa, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, mult succes în continuare la club, mulțumim și vouă pentru atenție, pe curând!